Doi bărbați din județul Sălaș au constatat pe propria piele că alcoolul nu se împacă și cu mersul pe două roți. Aceștia au ajuns la spital în urma faptului că, fiind sub efectul licorii lui Bahus, s-au dezechilibrat și au căzut pe carosabil. Un bărbat de 47 de ani din Horoatul Crasnei, care se deplasa sâmbătă cu bicicleta pe drumul comunal 79, dar aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, suferind leziuni grave. Tot în această perioadă, un jiboan de 73 de ani, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe strada 1 mai din localitate, datorită faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. În urma impactului, biciclistul a fost rănit ușor. În ambele cazuri, victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Având în vedere implicarea bicicliștilor în evenimente rutiere, polițiștii rutieri le recomandă acestora să acorde importanța cuvenită respectării regulilor de circulație. În acest context, polițiștii reamintesc câteva dintre regulile de circulație care li se adresează bicicliștilor pentru a nu deveni victime ale unor acțiuni accidente cu urmări regretabile, astfel că, înainte de a schimba direcția de mers, să se asigure temeinic, din față și din spate, că nu se apropie niciun autovehicul, să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar atunci când se deplasează în grup, numai în coloană câte unul, să nu circule cu bicicleta sub influența băuturilor alcoolice. Pentru a circula pe drumul public, bicicleta trebuie să fie echipată corespunzător, iar înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele să se asigure temeinic și să acorde prioritate de trecere celor în drept. De asemenea, la schimbarea direcției de mers, chiar dacă aveți prioritate de trecere, asigurați-vă că ceilalți participanți la trafic au înțeles intenția dumneavoastră.